Bună seara, Eugen. Bună seara tuturor. 5 persoane au fost aduse în acest dosar aici la DNA pentru audieri, printre care și directorul adjunct de la Administrația Spitalelor București, Cristian Plut. Acesta nu a făcut declarații când a fost adus de polițiști. Potrivit unor surse judiciare, Cristian Plut ar fi primit mită în două tranșe. Prima dată ar fi primit mită 20.000 de euro de la managerul spitalului din Colentina, tocmai pentru a-l numi în această funcție. Iar a doua oară, Cristian Plută ar fi primit peste 300.000 de lei, adică 60.000 de euro, de la patronul unei firme de construcții, tocmai ca să îl ajute cu atribuirea de contracte pentru lucrări de reparații. Reprezenta un comision de 5% din valoarea contractului, atât ar fi primit Cristian Plută. Evident că aici la audiere a fost adus și patronul firmei de construcții Palex Internațional și managerul de la Spitalul Colentina, cu toții sunt audiați în aceste momente. Rămâne de văzut ce măsuri preventive vor lua procurorii față de ei și mai trebuie spus în încheiere că acest dosar a fost deschis după denunțul actualei directoare generale a Administrației Spitalelor București, Oana Sivache. Această instituție este în subordinea Primăriei Capitalei. Corupția din sistemul de sănătate nu este doar o colecție de păcate administrative cunoscute, dar tolerate tacit. Este o crimă împotriva umanității. Într-un sistem de sănătate corupt, odată cu resursele financiare care se scurg, se pierde și calitatea îngrijirii medicale, iar uneori se pierd vieți. Să ignorăm existența corupției e ca și cum am aruncat cu pietre în ambulanțe venite să ne salveze. Este vital ca managementul instituțiilor care conduc sistemul de sănătate să-și asume un rol activ și decisiv în lupta împotriva acestui flagel. Nu este suficient să avem legi și reguli. Trebuie să ne asigurăm că se respectă. Trebuie să existe un sistem de raportare a corupției, așa cum trebuie să existe consecințe severe pentru cei găsiți vinovați. Astăzi, la ASFMB, justiția lucrează. Instituțiile abilitate derulează o anchetă și suntem la dispoziția lor pentru tot ceea ce este necesar.